Doamnelor și domnilor, bun găsit la ultimul jurnal al săptămânii. Înainte de toate, să urmărim pe scurt principalele subiecte ale zilei. Din ce în ce mai multe accidente grave pe șoselele din Giurgiu. Sfinții Constantin și Elena, patronii spirituali ai comunei Toporu. Giurgiuvenii dau șanse mari României la Eurovision. Elevii giurgiuveni fără dreptul de a participa în consiliile de administrație. Partidă de fotbal cu miză mare pe Marina Anastasovici. Bilanț tragic pe străzile din județul Giurgiu în primele 5 luni ale acestui an. Numărul accidentelor grave este în creștere față de aceeași perioadă a anului trecut. Nici la capitolul persoane decedate sau rănite grav în urma evenimentelor rutiere nu stă mai bine. O scădere înregistrată doar la persoanele rănite ușor. Primele 5 luni ale anului nu au fost liniștite în ceea ce privește siguranța în trafic. Oricâte acțiuni de prevenire ar desfășura polițiștii de la rutieră pe șoselele din județ, numărul accidentelor a ajuns să fie mai mare față de cel de anul trecut în aceeași perioadă. Îngrijorător este faptul că s-a înregistrat o creștere în ceea ce privește accidentele grave. Rezultatele acestora duc la creșterea numărului de persoane decedate, cât și a celor grav rănite. Numărul accidentelor per total înregistrate de la începutul anului și până în prezent este de 88, în creștere cu 2 accidente față de aceeași perioadă a anului trecut. Totodată numărul de morți a crescut de la 5 în 2014 la 12 în 2015, deci o creștere cu 7 persoane decedate. Numărul răniților grav, de asemenea, de la 19 a crescut la 23, o creștere cu 4 persoane. În ceea ce privește accidentele ușoare și persoanele rănite ușor, aici bilanțul poliției arată o scădere cu 6 incidente. În majoritatea incidentelor, principalele cauze generatoare de accidente rutiere sunt neatenția, dar și depășirea vitezei regulamentare. Potrivit reprezentanților poliției rutiere, nici în ceea ce îi privește pe pietoni, situația nu este cu totul alta. De cele mai multe ori, aceștia traversează fără să se asigure sau prin locuri nepermise. Pentru a împiedica astfel de abateri de la lege, polițiștii au întocmit un plan de măsuri. Polițiștii rutieri vor continua seria activităților pe care le desfășoară atât la nivel național cât și la nivel local pe principalele cauze generatoare de accidente rutiere și se constată de la începutul anului că una dintre cauze este această indisciplină a pietonilor, precum și neacordarea de prioritate acestora. Vom crește numărul acțiunilor și fermitatea față de constatările pe care polițiștii le au. Pentru a diminua numărul evenimentelor rutiere, polițiștii de la rutieră recomandă pietonilor să se asigure momentul în care doresc să traverseze strada și să o facă doar prin locurile special amenajate. De asemenea, oamenii legii sfătuiesc pe șofer să acorde o atenție sporită în trafic și să respecte în totalitate regulile de circulație. Sfinții Constantin și Elena, sărbătoriți joi, au adus multă bucurie locuitorilor comunei Toporu. Pentru prima dată în istoria localității, primarul Constantin Ionescu a organizat Ziua Comunei, o zi în care toporenii s-au simțit bine și s-au distrat, mai ales că organizarea evenimentului a fost impecabilă. În comuna Toporu a fost mare sărbătoare joi de Sfinții Constantin și Elena. Primarul Constantin Ionescu și Consiliul Local al Comunei s-au gândit să organizeze un eveniment care să intre în istoria localității și care să le ofere toporenilor în fiecare an o zi numai a lor. Așa s-a născut Ziua localității Toporu, care a debutat cu depuneri de coroane la cele două monumente din comună, dezvelirea a două plăci comemorative la casele familiilor Adameșteanu și Dobrescu, precum și lansarea monografiei localității. Suntem la prima ediție în care sărbătorim Ziua Comunei Toporu. Sperăm să o ținem tot așa. La anul vă invităm din nou în localitatea noastră. Am ținut din tot atinge să facem această zi a comunei, pentru că nu s-a făcut niciodată. Am avut multe evenimente astăzi organizate în comuna noastră. Pot să vă enumer câteva. Depunerea de coroane la cele două monumente ale eroilor din satul Toporu și satul Tomulești. Dezvelirea celor două plăci comemorative la casa familiei Adameșteanu, cea mai reprezentativă familie
din comuna noastră și casa preotului Dobrescu, un preot care a slujit mulți ani în biserica din comuna noastră, după care, bineînțeles, am avut lansarea monografiei, monografia Comunei Toporu, care s-a făcut cu eforturi deosebite, atât din partea noastră, a mea, a Consiliului Local, că fără Consiliul Local, dacă nu avem susținerea Consiliului Local, și a tuturor cetățenilor din comuna Toporu, care a fost la altul de mine să realizăm această importantă carte pentru comuna noastră, pentru istoria comunei noastre. Eu sper că le-am reușit să le îndeplinim pe toate. Este o zi minunată, lumea este bucuroasă, o atmosferă deosebită și sper că în continuare vom reuși să facem lucruri și mai mari. După orele prânzului, atmosfera s-a încins în localitate când pe scena amplasată în centrul comunei au urcat artiști giurgiuveni care au scos oamenii la joc, în timp ce copiii au avut parte de multă distracție într-o organizare exemplară. Alături de toporeni și de conducerea localității s-a aflat și deputatul de Giurgiu Florian Nicolae, care a apreciat inițiativa primarului și a Consiliului Local de a le oferi locuitorilor din Toporu o zi plină de bucurii. Am găsit o atmosferă de sărbătoare, Hristos s-a înălțat tuturor, o atmosferă de mare sărbătoare cu tradiție populară specifică zonei, cu un primar harnic, un primar aproape de lume, o localitate destul de frumoasă, o localitate curată, un bun gospodar, cu oameni gospodari care au avut grijă de recoltele lor. Toporenii s-au simțit excelent în prima lor zi de sărbătoare. Spun că își apreciază primarul pentru inițiativă și pentru faptul că face tot posibilul pentru dezvoltarea localității. Un eveniment foarte frumos, a fost foarte satisfăcut toți locuitorii comunei noastre. Dacă acest primar o va ține tot așa, va fi o mare victorie pentru comuna Toporu. Nu ne interesează culoarea politică, pe noi ne interesează faptele omului care este în fruntea urbei. Giurgiuvenii care vor să primească finanțare nerambursabilă pentru a demara o afacere sau pentru a o dezvolta pe cea existență au la dispoziție 7 programe naționale. Modalitățile prin care se pot accesa aceste finanțări au fost prezentate astăzi la sediul incubatorului de afaceri de către reprezentanți ai Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație Ploiești. Mediul de afaceri giurgiuvean, dar și cei interesați de demararea unei afaceri au participat astăzi la incubatorul de afaceri din municipiu la un seminar de informare privind finanțarea nerambursabilă sub forma unor programe naționale bazate pe regula ajutorului de minimis. Dintre acestea, cel mai cunoscut este programul SRLD, Societate cu Răspundere Limitată, debutant în afaceri. De acest program beneficiază persoanele care înființează pentru prima dată o micro-întreprindere. Prima este scutirea de la plata înființării acestei societăți comerciale debutante. A doua prevede scutirea de la plata CAS-ului angajator, da, pentru 2 angajați minim până la maxim 4 angajați pe o perioadă nedeterminată cu normă întreagă. Da? Iar cea de-a treia se referă la facilitatea acordării sumei de 10.000 de euro, reprezentând o alocație financiară nerambursabilă oferită de către stat. Dacă veniți și dumneavoastră cu acești 10.000 de euro, fără TVA, TVA-ul este o cheltuială pe care o suportați dumneavoastră.
Alte programe din cele 7 care se desfășoară în anul 2015 se adresează femeilor, micilor comercianți sau meșteșugarilor. Un alt program cu tradiție este destinat întreprinzătorilor aflați la început de drum. Programul START vizează facilitarea accesului la finanțare nerambursabilă a tinerilor cu IMM-uri cu vechime de cel mult 2 ani și care nu au mai primit alocație financiară în anii anteriori. Prin program există o serie de cheltuieli eligibile și astea se referă la, în special, la utilaje, echipamente, investiții în active corporale, utilaje, echipamente destinate activității de producție. Ce am uitat să vă menționez și era poate cel mai important lucru de spus despre programul ăsta este că favorizează în special societățile comerciale care activează în sfera producției. Seminarul a continuat cu o serie de întrebări și răspunsuri în cadrul căreia participanții au aflat mai multe despre condiții.